Legislația Uniunii Europene are prevăzute despăgubiri pentru călătorii nemulțumiți de trenurile care îi duc cu întârziere la destinație. În România, acest regulament european se va aplica abia din 2019. Prejudiciile aduse călătorilor de întârziere a trenurilor de pe căile ferate din Uniunea Europeană sunt despăgubite încă din anul 2007 conform unui regulament al Comisiei Bătrânului Continent. Astfel, călătorilor li se acordă 25% din prețul biletului dacă trenul a avut întârziere între 60 și 119 minute. Aceștia pot primi despăgubiri de 50% în cazul întârzierilor ce depășesc 120 de minute. Compensațiile pot ajunge la 100%, adăugându-se cazarea pentru o noapte într-o cameră de o singură persoană la un hotel de 3 stele, în situația în care pasagerii au pierdut ultima legătură feroviară din acea zi din cauza întârzierii trenului. În momentul de față, România acordă astfel de facilități doar călătorilor din trenurile internaționale, cei din trenurile interne trebuie să mai aștepte până la data de 3 decembrie 2019. Acesta este termenul limită până la care guvernul de la București trebuie să reabiliteze infrastructura feroviară din țara noastră, motiv invocat pentru exceptările de la aplicarea normativului european. O primă derogare a fost acceptată în anul 2009 pentru 2014, iar o alta a fost obținută în 2014 pentru 2019. Soluționarea problemei invocate de statul român ar determina evitarea întârzierilor din mersul trenurilor și a costurilor suplimentare pentru CFR călători sau pentru alți operatori privați. Cheltuielile cu despăgubirile pasagerilor ar cauza falimentul imediat al acestor transporturi. Începând din 3 decembrie 2019, indiferent de pierderile pe care le va suferi CFR călători, țara noastră nu va mai primi nicio altă derogare de la normativul european. România va trebui să se alinieze cerințelor prevăzute de regulamentul Comisiei Europene, plătind despăgubirile înscrise în această directivă.